Nașule Maria ta, nașule măi, ia oprește muzica, nașule măi. Nașule Maria ta, nașule măi, ia oprește muzica, nașule măi. Și mai cată în buzunare, nașule măi, și pornește masa mare, nașule măi. Și pornește masa mare, nașule măi, și închinatul de pahare, nașule măi. Hei, nașule, nașule, rășușesc mustățile, rășușesc musteața tare, și joacă nuna și-i mare. Da, uite-o și pe nuna mare, nașule măi, veselă-i, dar nu prea tare, nașule măi. Uite-o și pe nuna mare, nașule măi, veselă-i, dar nu prea tare, nașule măi. Oare jălii de parale, nașule măi, oare nouă ni se pare, nașule măi? Oare jălii de parale, nașule măi, oare nouă ni se pare, nașule măi? Hei, nună mare, se trăiești, mândră și frumoasă ești, și ce diaconuna în toată duminica. Iar acum la încheiere, nașule măi, eu îți zic la revedere, nașule măi. Iar acum la încheiere, nașule măi, eu îți zic la revedere, nașule măi. Sănătate nu de tot, nașule măi, cam să vin să te mai văd, nașule măi. Sănătate nu de tot, nașule măi, cam să vin să te mai văd, nașule măi. Ei, sănătate și mă duc, nu vă las niciun bucluc, eu buclucul eu cu mine și vă las numai cu bine. Așa, ha, ha, așa, 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 mă. Ne bucurăm că ați rămas alături de noi. Sunt sigură că tot ceea ce vorbim cu domnul Nicolae Glib vă interesează și pe dumneavoastră, admiratorii dumnealui. Atât de frumoasă carieră și atât de frumos vorbiți de cum ați parcurs an de an această viață artistică și am mai prins o notă în ceea ce vorbeați dumneavoastră cu multă pasiune și dragoste, că și în familie e totul bine și frumos. Sunteți tată cu copii mulți. Nu fiecare artist își permite, fiindcă ei motivează că nu prea au când pentru creștere și educarea copiilor. Cum a găsit Nicolae Glib timp pentru a-și crește și ridica copiii, și nu puțin la număr? La această întrebare pot să vă spun așa un lucru. M-a dorut întotdeauna că eu am fost unicul copil la părinții mei. De aceea și când, și când vedeam alții colegi de-ai mei că mă duc la Badea sau mă duc la fratele meu sau la sora mea, dar eu zic, dar eu unde mă duc? Și am zis că de, cum n-ar fi de greu, că nu e atât de ușor să crești, să-i aduci copii. Zic, dar nu lăs ca copiii mei să fie singuri, să fie, să aibă frați, să aibă sorori. Și mulțumim soției că i-a acceptat ca să mi-aducă pe lume 5 copii și am de acum 10 nepoți, așa că am cu și mă mândri și mă bucur foarte mult că în, deci îmi completează, să zicem, cânticul popular urmașii mei, copiii mei, că toți copiii mei cântă și l-am adus în scenă și pe Isidor. Viorel, care e piciorul din America, la fel cântă și el, și când am avut ocazia și am plecat și am susținut concert împreună cu Viorel acolo, în Chicago, și nu numai în Chicago, dar în America. El tot are exact aceeași bundiță, căciulă și cămașă, și când ieșim în doi acolo, moldovenii de acolo ne aplaudă și ne primesc ca, mă rog, ca dornici de un cântec frumos. Și mă bucur că copiii mei urmează, deci pasiunea mea, pasiunea de cântec, au, dar mai au de muncit. Și Isidor are de muncit, și Viorel dacă vrea, dar le-am spus, zic, să știți că cânticul e o plăcere, e o pasiune, și dacă vrei să o faci meserie, aici trebuie să ai curaj, multă muncă
și să pui o bază bună pentru, pentru să zicem, să, să te afirmi. Mi-a povestit și Isidor într-un interviu, tot în cadrul emisiunii Cântăm Lăutare, că aveți toți trei costume la fel, cu căciuli, și când aveți ocazia să cântați și în trei, e foarte frumos. Mai știu că vă cântă și fetele. Și fetele cântă, da, și... Deci Cristina, ea e cea mai pasionată și vrea să, vrea să cânte. Și să știți că am descoperit în Cristina un lucru, dar nu de mult. Asta e că e de acum, e căsătorită, are și copii, are și copii. Ei de acum, poate prea târziu într-un fel, cântă muzică ușoară și are, are voce frumoasă pentru muzica ușoară. Pentru muzică populară trebuie să ai o, ceva altceva. Dar m-am bucurat că eu probat-o, adică o cochetat cu muzica ușoară și îi primește, o cântat niște cântece, le prelua, desigur, nu are, le are ei. Ei, dar și aici trebuie muncă, necesită și trebuie să ai și studii, trebuie să cunoști. În ziua de azi, fără a cunoaște, fără informații, nu faci nimic. Dar... Oricum, copiii dumneavoastră au cu totul alte profesii. Da, toți. Că nu i-am impus, nu le-am impus muzica cum s-a întâmplat în la alte familii, le impun. Devin muzicieni, devin instrumentiști, profesori, dar le-am spus cel mai bine să-și aleagă după sufletul lor. Și dacă mă bucur că Sidor e alături cu mine și cântă, cât voi fi eu, va cânta alături cu mine, dar vreau să mă spun și încă o chestiune, aparte de capitolul familiei. Mi-a plăcut ce a spus, să ne vedeți în trei, cântând Isidor, Viorel și tata. Și Nicolae. Și Nicolae, da. Eu m-a încântat și m-a, cel mai mult, cel mai tare, eram copil, la o petrecere de armată și când am văzut vreo 10 flăcăi așa din sat, cântau un cântec de armată în grup. Pe atunci nu m-a pasionat muzica, dar am rămas țintuit, cu gura cascată și cu ochii în flăcăi și cum cântau și până ziua de azi să țin minte și cânticul. L-am învățat în 5 minute cânticul pe care l-a cântat, e un cântic de armată și care aștept anume venirea lui Viorel sau să ne întâlnim noi în trei cumva, să-l cântăm în grup acest cântic de armată. Ce frumos ar fi! Da, și atunci am văzut eu câtă forță are și câtă farmec are cânticul în grup. Așa e frumos și cântat solo, depinde de interpret, ce calități are și vocale și muzicale și dăruire și har, dar anume cântecul un grup, atunci și până ziua de azi când cântă ține un grup și un cânt, se cântă frumos, atunci e altceva, mai aparte. Cântatul în grup a fost întotdeauna la noi și la șezător, da, se cânta. Asta e și... De atâta îl iau cu Isidor, suntem în doi, dacă ar fi și Viorel, suntem în trei, ca să prezentăm cântecul popular în grup. Atunci are alt răsunet, ajunge altfel. Abia așteptăm plăcere. Să vă vedem în trei. În trei. Cântăreții de orice gen, muzică populară, muzică ușoară, se străduie să vină la oraș, să vină mai ales la Chișinău, fiindcă aici au posibilitatea de a merge mai des în concerte, la diverse manifestări, de a se încadra mai plenar în viața artistică. Nicolae Glib la un moment dat a ales să plece în satul lui de Baștină la Pepeni. Da. Nu vă încurc acest lucru la activitatea noastră? Nu, am mai spus și o spun și acum. Nu este important unde locuiești, dacă ai o pasiune și, într-adevăr, este o chestiune de economic, să zic. Poate e mai deplasarea asta de la 100 de kilometri de la centru. Dar la spectacol mă duc exact cum mă duc de la Chișinău, numai că eu de-am vin la Chișinău și de aici merg mai departe. Sau merg direct de la Pepeni. Eu spun deseori la mulți, punctul meu de plecare și pornire și oprire este la Pepeni. Adică, deci, nu e la Chișinău, dar și la Chișinău am slava Domnului. Copiii sunt aici, am unde mă opri, apartament, dar viața de la țară, unde am crescut, unde am copilărit, unde acolo am prins rădăcinile și de acolo mis rădăcinile, deci a fost mai atractiv. Dar nu asta a fost la bază plecarea mea la Pepeni. La bază a fost o
o conjunctură. În 79 am fost într-un turneu în America Latină. Am descoperit că multă lume bună, să zicem, nu locuiește în orașele mari, unde e aglomerație, dar locuiesc la 100, la 150, chiar 200, la periferii. La periferii, și locuiesc și vin oficiul lor în oraș. Și dar ei locuiesc așa, și la 150, case pe pământ, cum se cheamă rădăși, uitat-o, la vile. Rancio, da, în felul ăsta. Și m-am gândit, băi, dar uite, nu-s proștii de locuiesc acolo și vin numai aici, acolo, la locul, în zilele de sâmbătă și duminică, weekend, sunt acolo, familia lui acolo, e acolo totuși. Și când a fost un moment de alegere, s-a întâmplat așa că în 91 a decedat mama și la Pepeni, dacă a fost unicul moștenitor și unicul copil la părinți, trebuia să facem ceva cu soția, ne-am întrebat ce facem cu gospodăria de la Pepeni. Zic, sunt două modalități. O vindem. Cel mai simplu. Da, o vindem și avem, da, eram stabilit foarte bine la oraș. Apartament cu 5 odăi în centrul orașului, toate cele avem, strada Ismail, locuiam, da. Și zic, noi și-am hotărât, nu, copiii ne cresc, noi suntem spre, deci, apusul. Spre apus, așa să zicem, suntem în amiaza sau după masa zilei, a vieții, și zic, hai să ne mutăm cu traiul, de acolo mă voi duce și la repetiții, și la concert, avem mașină, avem telefoane și așa. În ce an ați trecut? Asta era se întâmpla în 91, la sfârșit de 91-92. Măcar că și până atunci eu eram des prezent acasă la Pepeni, fiindcă, cum v-am mai spus, unicul moștenitor și trebuia să grijesc și gospodăria, și casa, și tot. Și iată, deci, din două, nu de două motive, aș spune, dar din două conjuncturi, așa. Deci, am văzut că se poate de activat. Și un alt fel de mod de viață. Alt mod de viață. Numai decât să fii chiar aici, în centrul orașului, să, dacă ești acolo și ai, sunt drumuri bune, și mai ales acum, în ultimul timp, de când suntem aproape de Europa, aproape. Da, drumurile s-au făcut spre Băl, spre Pepenii mei, s-au făcut Bunișoare, așa că mă duc din... Da, domn Nicolae Glib, dar traiul la Pepeni presupune și multă muncă fizică. Păi, aici nu există rezultate fără muncă, deci și efort. Asta e. Cel care nu vrea să depună efort și muncă, rămâne pe loc, pe scara, pe treapta, care, așa, dacă vrei să ai, vrei să te ridici, vrei să știi, trebuie să miști. Adică, deci, dacă eu vreau să, îmi place să gospodăresc, să am o gospodărie și eu am la Pepeni. Dacă vreau să lucrez o viță de vie, am la Pepeni. Dacă vreau să mă odihnesc, la Pepeni. De acolo, acolo mi-s toate neamurile, mi-s verișorii, nașul meu acolo, mă întâlnesc acolo. Nu e o problemă, și am copii și aici, și prieteni, și să mă întâlnesc aici, să petrec și aici. Dar fiecare își alege cum poate. Eu vorbeam că la țară se muncește foarte mult pentru a-ți întreține gospodăria, dar știu ce gospodărie aveți, gospodari adevărați și totul e pus la punct. Nu vă ia din timpul dumneavoastră de creație munca asta fizică? Nu. La multă lume le-am spus, zic, când lucrez, mă inspiră câteodată, deci și mă creez cântece lucrând în vie. Și când le spun că nașul e Maria ta, l-am conceput și l-am lucrat, adică primele fragmente și așa, lucrând la vița de vie. Dar un om care, să zic, e dotat sau are darul ăsta, l-a dat Dumnezeu, el și când doarme cântă. Deci, lucrând la vița de vie, m-am trezit cântând nașule Maria ta. Ia oprește muzica. Și de aici a pornit, lucrând. Așa că munca mă inspiră câteodată. Bine că mă ajută și cunoștințele mele muzicale. M-am așezat trept de la pian, am memorizat, am scris notele ca să nu uit.
și merg mai departe. Dar multe melodii le-am uitat, fiindcă le cânt așa undeva în drum și dacă n-am... Cum le însemnaș sau cum le-ai înregistrat? Da, am înregistrat ceva sau n-am, atunci le-am uitat că, da, apare altceva. Dar la întrebarea dumneavoastră, care a spus-o că dacă nu-mi vine greu la... Nu-mi vine deloc greu, dacă nu degeaba așa apărut Cristea, tare bine și frumos când e omul sănătos. Apoi dacă e sănătate și este voință... Și mai da. E și ajutoare, că aveți copii care vă ajută foarte mult, păi, am înțeles. Da. Dar să știți că cel mai mult mă ajută soția. Ea mă susține, deci și în gospodărie, și în toate care sunt acolo la țară, la... și datorită poate și ei că am așa o susținere, de atât așa am ce am. Fără asta n-ați fi fost, poate, bine, nu pot să zic, n-ați fi fost Nicolae Grib, dar un artist când are o susținere, el înflorește. Asta înflorește este. Și... Asta este. Toată lumea trebuie să aibă niște piloni în care se sprijină. Și pilonii mei de bază este soția, copiii, familia. Și marele public admirator al cântecului popular. Dacă am produs și nu am avut un da de la marele spectator, atunci mă oprem poate. Dar așa, dacă am văzut că orice cântec pe care l-aduc și orice fac, deși este primit și la ora actuală mă mai solicită la diferite petreceri private și spectacole, hramuri diferite, mă bucur că, da, au apărut, știți că acum au apărut un val nou de cântăreți, de interpreți, cu o nouă viziune, într-un fel, așa să zicem, hai că poate nu ne convine, la aici mai în vârstă, nu ne convine câte ceva, dar eu mă uit la lucrurile astea, știți cum, e și normal, adică... Sunt lucruri firești. Lucruri firești, când, mă rog, fiecare generație și are admiratorii și viziunea sa. Noi suntem poate mai alt, noi am crescut sub altă muzică, noi am crescut o muzică strictă, severă, nu, până aici, nu călcat dincolo, nu călcat dincoace și ne-am, dar ei nu, acum ziua de azi calcă. Ziua de azi se mai vede, cu timpul se va cerne, se vor cerne se niște vor cerne, lucruri, da, fiindcă... Da, timpul se le aranjează pe toate. Așa e. Tot vorbiți de... mi-a venit o melodie, am semnat cuvintele. Aveți foarte multe cântece semnate autor, muzică, text, Nicolae Grib? Dacă aș spune că e 70-80%, poate încă aș spune că e puțin. Cred că garantat 100% că ele trec prin prisma sufletului și a inimii mele și a... Simțirii și a gândirii. Dar clar că de la cap-coadă nu pot spune că sunt ale mele. Să zicem. Îți dau vreo 2-3 pilde. Când eram în momentul acela la Mișcarea Națională la noi, am scos în scenă și am venit cu acest cântec la orchestra la Utaric. Mă mândresc că-s moldovan. Sunt fecior de har, ne-am așa luat titlul pe care mi-a dus textul lui Nicolae Dabija. I-am adus schița și cam ce vreau eu. Și Nicolae Dabija a pus umărul și la acest text și a devenit un, să zic, și un șlagăr pe vremurile celea, când ieșem, atunci era Mișcarea Națională, când spuneam că mă mândresc că sunt moldovan, să scot la sală în Palatul Național în picioare, că era atunci sentimentul ăsta. Și să vă spun și acum, unii mă duc la moldovenii din străinătate, îmi solicită anume acest cântec. Când te rog, când mă mândresc că sunt moldovanii vor să se mândrească. Să se mândrească oriunde ar fi. Vor fi, da. Și, mă rog, poate sunt și unii care văd prin altă prismă. Știu că a fost și discuții la această temă, da, dar... Da, și da. Mă rog, eu nu-i condamn. Ei-s la etapa cum gândirilor. Dar eu întotdeauna spun că eu mă mândresc cu neamul meu, fiindcă suntem noi români, dar primul botez a fost... Suntem români, dar de... Dar România, moldoveni rămânem. Da, România, moldoveni, precum moldovenii și ardelenii și așa, da, mai departe. Da, și deci, adică ce am vrut eu să spun cu
nu numai acest cântec, să zicem, câteodată îmi sugerează cineva o frază, un gând, sau o frătură de melodii, sau ceva. Și dacă m-a mișcat, m-a impresionat, deci pornesc, fac cântec. L-am făcut, îl și pun umorul. Deci asta se cheamă creativitate. Eu îl creez cântecul, nu-l... Am și cântece culese cap-coadă, deci de la început până la sfârșit, text și muzică, folclor. Nu zic, dar majoritatea, deci 90% sunt trecute pe aici, prin suflet, inimă și gândire. Păi sunteți un norocos atunci când vă puteți face singur cântecele. Da, cum am mai spus, deci multe din cântecele mele, nu numai eu le-am făcut, să zicem, la mulți ani cu sănătate. Mihai Mihelachioi ne-a cântat la acordeon și chiar ascultă melodia asta. Și cântând atunci, în momentul cealaltă, m-a inspirat la mulți ani cu... Au venit și cuvintele. La cuvintele, da. Și urmă, gata a fost. Și mi-a fost mai greu cu ai prieteni la mulți ani. Când îmi dă Constantin Baranoschi muzica, zic, măi, dar melodia asta, nu știu cum, nu are patratul și ala. Zic, dar să mă strădui și am să fac. Și m-a inspirat, ai prieteni la mulți ani, sus paharul. Și o ieșit de sărbătoare, jos amarul. Nu-i, vedeți cum, parcă nu-i ritmul noi ca la simplu, dar cu așa. Și uitați-vă când și m-am așteptat că va deveni o șlagăr peste ani, ani și ani și el se menține pe, în capul petrecerilor din și în ziua de azi. Aveți de toate. Casă, masă, familie frumoasă, recunoștința publicului și de aici, de la noi și de peste Prut și oriunde plecați. Ce-și mai dorește Nicolae Filip? Eu îmi doresc, ca orice om simplu, nu-mi doresc multe, sănătate. Dacă voi avea sănătate, voi putea le face și pe celelalte. Și să-mi fie sănătoasă familia, copiii și nepoții, cei ce doresc la toată lumea, sănătate și să se bucure de copii și de nepoți și de viață, pentru că viața este un dar, este un dar. Noi lucrurile astea mai greu le înțelegem, mai poate trebuie să treacă ani ca să le înțelegem. Dar pentru cei, pentru tineret, să știți că mai frumos dar de sus nu este decât viață. Și o viață să o trăiți cu trează, o viață plină de bucurii și împliniri. Așa se dea, domnul stimate Nicolae Glib, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți în cadrul emisiunii noastre. Să vă dea Dumnezeu multă, 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 multă sănătate. O zic și în numele telespectatorilor care ne-au urmărit. Dragii noștri, iată de aici, de la Poiana Bradului, unde împreună cu domnul Nicolae Glib am încercat să vă vorbim cât e de frumoasă viața unui artist, ne luăm rămas bun. Sunt Veta Ghimpu Munteanu, împreună cu echipa de creație de la Busuioc TV, vă așteptăm și la ediția viitoare. La revedere! Lumea mă-ntreabă, ce mai faci, coliță dragă? Ce mai faci, cum mai trăiești? Ce gânduri mai zămislești? Ce drumuri călătorești? Dar de ce îmbătrânești? Dar de ce îmbătrânești? Câmpul verde, iarba e multă, vine toamna, mi-o usucă.
Și-am zis verde sălcioară, multe gânduri mă împresoară. Gânduri vechi, gânduri mai noi, de necazuri și nevoi. Gânduri vechi-s mai ușoare, gânduri noi-s mai amare. Gânduri vechi mă-ntineresc, gânduri noi mă-nbătrânesc. Câmpul-i verde, iarba-i multă, vine toamna mea. De-aș întoarce-a vieții roată, să mai fiu tânăr odată, să mă sui, să mă cobor în dealul pepenilor, să mai fiu mândru fecior, alintatul mândrelor. Dar nimica nu pot face, roata înapoi nu-ntoarce. Dar mă uit la-i mei feciori, cum le vine rândul lor. Primăvara iar sosește, altă floare în